Sport TV a decis să afle de unde vine Beauty Mafia și ce înseamnă 10 ani de hip-hop în România. În 1993, trei băieți care ascultau foarte mult rap, iar uneori își mai permiteau să-și citească textele îndrăznețe și în fața colegilor de liceu, s-au gândit să treacă de la postura de ascultător înrăit la cea de interpret. Astfel, în 1995 se înființează o trupă formată din cei trei, cu denumirea Beauty Mafia. Că ne-am apucat de muzică din liceu. Am vrut de foarte tineri, fiecare a început separat să-și facă câte o trupă cu piese, cu... Asta s-a întâmplat probabil în 1991-1992. Ascultând hip-hop de afară, ne-a plăcut foarte mult genul muzical și ne-am hotărât să facem și noi așa ceva. Iar la sfârșitul anului 93, eu și Kedi am făcut această trupă, Black Underground, prescurtarea de la B.U.G. Mafia. Acum este B.U.G. Underground, București Underground Mafia. Și în 95, la începutul anului 95, l-am cunoscut și pe Uzi și a intrat și el în trupă. Fac versuri, nu doar rime, să țintă în cap bine întâmplările noastre în cuvinte pentru tine. E anul 2000, cartierul meu e tot aici. Poți să intri, dar ai grijă ce zici. Texte îndrăznețe care conțineau cuvinte obscene, o groază de fani care se revedeau în aceste rânduri citite și multe bețe în roate puse de CNA. Problema cu CNA-ul este că cenzurează ilogic. Asta e cea mai mare problemă. Nu că există, nu că își face treaba. E normal să existe ca în toate țările din lume. Dacă fac o cenzură ilogică, pur și simplu. De exemplu, ultimul single B.U.G. Mafia, piesa Viața Noastră, a fost cenzurat direct de către televiziunile muzicale pentru a nu avea probleme cu CNA-ul și s-au cenzurat cuvinte ca din fraza dornică de sex, cuvântul sex, sau din la dracu. Să spui sex, poți să spui oriunde, în presă sau să nu spui cuvintele care într-adevăr pot fi considerate obscene, dar sex este un cuvânt descris în dicționar și... Odată cu succesul apar și conflictele de interes profesional. Taci, dracu, dacă mai scoți un cuvânt, cred că-mi explodează cap. În 1997 a fost o mică altercație cu trupa Aracla, dar din motive proprii și personale. Ei au făcut o piesă în care ne atacau și am răspuns pe măsură. Ești la care spune mie că tu vrei să mă ajut să trăiesc. Mai târziu se iscă un alt conflict. Beauty Mafia de asta dată sunt provocați de La Familia. Puia și Sisu le aduc băieților o serie de amenințări în piesa E Foame de Bani. După ce i-am ajutat foarte mulți ani, foarte mult, și nu exagerăm când spunem asta, noi am introdus pe piață, i-am învățat cum să cânte, noi le-am spus să cânte împreună. La începutul anului 2002 a apărut această primă variantă a piesei Foame de Bani. Se numea Cu cărțile pe față, era o colaborare cu Monica și în care eram atacați fără absolut niciun motiv. Banii au trecut, ani, bolani s-au făcut afaceriști. Nu cotizăm la casa voastră de pomiști. Știți cum e să fugiți de gardă când faci combinații, ziceți pe stradă. Piesa nu a ieșit pe piață niciodată. Trebuia să apară pe albumul Punct și de la capăt al lor. Există pe internet pentru cine vreau să. Iar noi am auzit-o la începutul anului 2003, când am spus clar trebuie să ne luăm numele înapoi, pentru că Kedi le-a pus numele. Asta au recunoscut-o chiar și ei înainte de acest scandal, de foarte multe interviuri. Au și piese în care spun că nu o să uite niciodată cât de mult i-am ajutat noi. Toate pe numele înapoi, ne pișăm pe voi, noi și toți cei care sunt ca noi. Lumea o să ne zică tot la familia, toți și tot puia nu știa să-și ia. O dați în avocat, nu mai sunteți băieți, nu mai sunteți bagaboni.
ce să zicem, oamenii, așa cum am spus întotdeauna, oameni fără principii și fără coloană vertebrală. Gratule, lumea trebuie să știe cine ești, că nouă nu poți să ne vinzi povești, să ne prostești, să te născuți, crescuți în București, foamea te poate, face să înnebunești. Sunt 10 ani de când există pe piața muzicală din România și în tot acest răstimp evoluează de la un album la altul. Ultima realizare este noul material discografic, Viața Noastră. La piesa cu același nume s-a realizat și un videoclip fresh. Clipul a costat 9.700 de euro plus TVA, ceea ce înseamnă undeva la 12.000 de euro. Uitați cu minți, e timpul ca adulții să își iasă din minți, să cumpere mașini, haine și bijuterii, telefoane vibratoare și ecrane LCD. Pentru piața din România este foarte mult, așa cum am spus, lăsând la o parte proiectele în care bagă banii prietenii sau soții anumitor domnișoare care vor să fie la televizor. Dar pentru trupele care fac asta pentru a trăi, în mod sigur sunt, avem cele mai scumpe clipuri. Profit de moment și când fac cu ala, eu să mă duc să servesc. Spun mai tai în Hawaii. Că viața e ca un castel de nisip. Știu bine, promit să profit doar un pic. Așadar, Beauty Mafia, la fel ca altădată, pornește în turnee, iar într-o zi de vineri ajunge și la noi pentru a sărbători noul album aniversar. Seara a avut loc mult așteptat concert. Sala a fost mai mult decât arhiplină. Uite o adevărată forță a hip-hop-ului. Calitatea e ceva banal. Cantitatea contează. Pentru toți cei care măiriță, am o vorbă să vă spun încă. Gura mică pentru toți cei care nu mă lasă să sper. Vă dau voște grație, curibaște grație. Să-și muște mâinile toți organizatorii de concerte. Atâta lume în cadrul unui singur eveniment nu s-a adunat de multișor pe la noi. Beauty Mafia sau Tataie, Uzi și Kedi se prezintă pentru a doua oară în fața fanilor din Moldova, exact așa cum sunt și cum gândesc ei, fără ocolișuri sau ascunzișuri. Moară cenzura! În ciuda tuturor, băieții apar și de astă dată dezbrăcați de complexe, pentru că așa o fac de obicei pe la concerte. Lumea i-a așteptat mult. În sfârșit, amatorilor de hip-hop li s-a făcut pe plac. Acest concert se aștepta de mult timp aici la noi. Îmi pare sigur foarte bine că au venit ei. Ar mai fi de dorit să mai fie așa. Poate paraziții, poate la familia. Ceea ce se aude în spate e super mișto. Pare rău pentru cei care nu au venit aici, că, într-adevăr, este ceea ce nu s-a întâmplat de mult la Chișinău. Concertul e super! E super concertul! Yo! Pentru toți băieții noștri! Yo! Pentru toți băieții de cartier! Pentru toți care sunt sale! E foarte bine pentru studenți, așa ceva. Este foarte fain, este un concert foarte cool și este foarte interesant aici alături de Beauty Mafia. I want to say, basta, the best, yo! În seara evenimentului, ei nu au avut nevoie să citească Beauty Mafia în camera de baie sau în bucătărie. În sfârșit, li s-a oferit șansă să-și plângă problemele cât îi simt coardele vocale, chiar alături de Tataie, Uzi și Kedin. Legile, atunci am definit părțile, atât au aruncat părțile, conflictul a schimbat la mele, pentru a domori pintele. Tu vei amina să cadă dacă spun să se duc, o să fiu pe prântine, nu fac PSD, a fi sau al obi. Vesele sunt ani, ce mai repede. Formația a ieșit
din scenă englezește, doar că după nenumărate scandări, Gigi Mafia, băieții au fost nevoiți să iasă la bis de 4 ori. Le mulțumim foarte mult că au venit număr mare la acest concert și că ne-au arătat că Gigi Mafia înseamnă foarte mult și aici în Moldova. Suntem foarte încântați de ei.